Andrei este unul dintre gemenii familiei Marian. Cei doi îngerași au venit pe lume în luna octombrie 2012. Bucuria nașterilor a fost umbrită de vestea că unul dintre micuți suferă de glaucom congenital și riscă să trăiască toată viața în întuneric. A urmat drumuri la medici, internări și chiar o operație atunci când avea doar 2 luni, însă nu au fost de ajuns. Micuțul are nevoie de un transplant de cornee care poate fi făcut la o clinică din Oradea. Prima dată mi-a zis că are cataractă. Am fost la Iași, am fost la București, operat de glaucom congenital, așa, ne-am mai dus la control, zic, nu mai are ce face, să mergem la Oradea. Ne-am dus la Oradea, acolo costă 5.000 de euro, deci operația. Pentru ambii ochi. Dar cât mai repede, pentru că cât crește, cu cât șansele sunt mai mici. Dacă operația nu este făcută în primele luni de viață, pierderea vederii este inevitabilă. Pentru intervenția chirurgicală este însă nevoie de 5.000 de euro, bani de care familia Marii nu dispune. Chiar dacă tatăl lucrează și mama, aflată în concediu de creștere a copiilor, primește indemnizație. Părinții speră să-l poată opera măcar la un ochi, pentru ca această lume să nu îi rămână complet străină. Măcar la un ochi prima dată. Așa, că așa mi-a zis, întâi la un ochi și pe aia la cea. Dar după prima operație, cred că mai fi alte intervenții. Așa, și costă. Dar banii mai greu, pentru că soțul lucrează, vânzări nu sunt. Așa, eu cât bani, copiii trebuie câte și câte pentru amândoi. Familie și prieteni sunt cu toții alături de Andrei, dar din păcate nu este de ajuns. Dacă ceva și pentru copilașul ăsta, să-l putem salva și pe el, măcar cu ochișor, mă zic, cornuile. Suntem distruși, suntem mai de capul nostru și noi amărâți, suntem bolnavi, nu avem posibilitate cu și un ajutorul. Ne băgam în bancă, ne băgam undeva, dar nu suntem, avem pensii foarte puțină și nu avem cu și de descurca. Cei care pot contribui cu oricât de puțin la salvarea lui Andrei pot suna la numărul de telefon 0748 622 895 sau pot depune bani în contul curent deschis la Banca Transilvania.